Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Amin. Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se binecuvinteze îndelemnul acesta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, care cu mila și cu îndurările tale te mântuiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre. Te mântuiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, tu, Stăpâne, sfințește-o îndurările acestea. Amin. Am să fie și părinții vorunge din el spre tămăduire, spre izbăvire de toată patima și tine. Spre tămăduire, spre izbăvire de toată patima și întineciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta se preaslăvească, preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale să mântuiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, să stăpâne sfințește îndelemnul acesta. Amin. Ca să fie ciucăriții bunului din el spre tămăzire, spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului de toată răutatea, ca și într-o aceasta să te adăvească, vrească numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și curia și-n vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale să mărești robirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Iisus, Stăpâne, sfințește și îndelemnul acesta. Amin. Ca să fie celor se vorunge din ea spre tămăduire, spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca sunt aceasta să preasăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale să mântuie zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, să stăpâne sfințește îndelemnul acesta. Amin. Ca să fie tu care se vorunge din el spre tămăduire, să izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului de toată răutatea, ca și într-o aceasta să te preaznăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vece, vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale te mântuiești robirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însuți, Stăpâne, sfințește și îndelemnul acesta. Amin. Ca să fie celor se vorunge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, pace tuturor și Duhului Tău, fie Doamne mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi cu Tine, bucurați-vă dreptilor întru Domnul. Din Epistola Sobornicilor.
aceasta Sfântului Apostol Iacob citire. Sfântilor și al trupurilor care trimise unul la Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să vindec toată boala, să răscumpere de moarte, să mântuiește pe robii de aceste bolnavi, care sunt de față la această sfântătare, s-au pomenit și se vor pomeni. De neputința trupească și sufletească și acum și fă să vieze prin Harul Hristosului Tău. Pentru Lucie Preacurate, Stăpâne noastre, Născătoare de Dumnezeu și pură Picioare Maria, cu puterea cinstită de viață Făcătoarei Cruci, cu folosire cinstitului cerenților nesuflătoare, pentru Lucie cinstitului slăvitului proroc înainte Mântuitorului și Botezătorului Ioan, ale Sfinților slăviților și într-o toți lăudatul apostol, ale Sfinților slăviților bunii miruitor mucenici, ale Sfinților de Dumnezeu purtător părinții noștri, ale Sfinților tămăduitor fără de argint, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Fadele de Moș și Noroaie, Samson, Deomit, Moc și Alechip, Fadele și Trifon, ale Sfinților, Drept, Dumnezeu și Părinte, Chim și Ana, și ale tuturor Sfinților, că Tu ești izvorul tămăduirilor Dumnezeule, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și unii alături Fiului Tău și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin. Să luăm aminte pace tuturor. Amin. Și Duhului Tău, tăria mea și scăparea mea este Domnul și s-a făcut mie spre mântuire. Cert nu m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat.